începe prohibiția pentru pescuitul oricărui tip de pește. Potrivit unui ordin emis de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în perioada 1 aprilie 30 mai se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul recreativ sportiv în habitatele piscicole naturale și pe apele care constituie frontieră de stat. Având în vedere că Giurgiu se află la granița cu Bulgaria, iar Dunărea desparte cele două țări, prohibiția va dura până pe 15 mai inclusiv, pentru că aceasta constituie frontieră de stat. În această perioadă, polițiștii de frontieră Giurgiu-Vem vor intensifica acțiunile de control pe toată raza care le intră în competență. Pe perioada prohibiției, polițiștii de frontieră Giurgiu-Vem vor intensifica misiunile de supraveghere și control a malurilor și ostroavelor Dunării în zona de competență. Aceștia vor desfășura atât misiuni individuale, cât și în cooperare cu alte instituții ale statului, care au competență în ceea ce privește pescuitul pe fluviul Dunărea. Pentru pescarii amatori care vor încerca să încalce legea, se vor aplica sancțiuni drastice, iar pentru cei care pescuiesc comercial, în cazul lor se vor întocmi dosare penale pentru braconaj. Cei care intenționează să meargă la pescuit pe perioada prohibiției trebuie să știe că pescuitul recreativ sportiv se sancționează cu amendă contravențională de la 600 la 1000 de lei și cu reținerea și suspendarea permisului de pescuit pe o perioadă de 90 de zile, iar pentru pescuitul comercial ei trebuie să știe că acesta reprezintă infracțiune și se pedepsește cu amendă și cu interzicerea dreptului de a mai pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani. Și pentru că doar o zi le-a mai rămas la dispoziție până când se va institui prohibiția, pescarii giurgiuveni au vrut să profite din plin de aceasta și au ieșit să se relaxeze pentru ultima oară înaintea perioadei interzise. Aceștia spun că va înlocui pescuitul cu alte mijloace de relaxare. Ați venit astăzi să profitați de ultima zi? Ultima zi, ultima plăcere, mai ales că suntem pensionari. Ați prins azi de dimineață ceva? Da, câțiva. E perioada peștelui mărunt. Câțiva peștișori, iar faptul că scade, nu prea avem șanse în continuare. Având în vedere că prohibiția o să dureze destul de mult, poate o veșnicie pentru dumneavoastră pescarii, cu ce altceva o să vă relaxați? Am un nepoțel, cea mai mare bucurie a vieții. Am venit ca să ne putem relaxa și să mai aducem și unui la copii o mâncare. Merge? Merge. Ușor, sunteți mulțumit? Suntem mulțumiți. Ce ați prins? Am prins doblete. Astăzi am venit la pește pentru că a fost ultima zi de pescărie și am venit să ne mai relaxăm și noi un pic. Pe perioada prohibiției veți mai... Pe perioada prohibiției nu mai avem voie să venim pentru că îl lăsăm și pe el să mai crească și el. Profităm, domnule, ultima zi, ne mai relaxăm, că pe urmă le punem în cui. Când s-o dat drumul, încercăm la Dunăre, poate prinde și noi un pește mai mare, acum e numai oblete. La Carasu și ce e mai așa, e mai la fund, încă nu s-a dezmeticit din hibernare. Veți mai încerca să veniți și pe perioada prohibiției? Nu, respectăm, respect regulile de când sunt mic. Am avut și permis de 25 de lei pionier și respect regulile, perioada de prohibiție. Și e foarte bine ca toți pescarii să o respecte. Având în vedere că perioada de prohibiție este destul de lungă, cu ce altceva o să vă relaxați în această perioadă? În această perioadă, fiind pensionar, mai mă duc pe la piață, mai stau în parc, mai cu prietenii pe bancă, le fac remedieri la bețe, le pregătesc, așa e omul să aibă, la lansete, la bicicletă să fie pusă la punct, le cârlige, deci mă pregătesc pentru când se va da drumul la Dunăre. Timp de o lună și jumătate, pescarii giurgiuveni vor pregăti undițele și lansetele pentru perioada în care vor putea din nou să practice unul dintre sporturile locale, pescuitul. Rămâne de văzut dacă cetățenii vor respecta rigorile legii sau vor alege să plătească amenzile primite.